Este o comedie nebună despre adolescenți. Este povestea trei fete, două zile înainte de Bacfuc la mare. Ajung acolo unde dau nas în nas cu aventuri la care nu se așteaptă, lucru care le împiedică foarte mult să mai ajungă la bacalaureat, la examenul maturității. Simțeam nevoia să fac un lung metraj, o comedie lung metraj, și am căutat o idee aproape de mine. Sigur că m-am orientat către o poveste a unor fete. Am zis că vrem, de fapt, să facem un fel de hangover. Așa a pornit. De la ideea asta am pornit. Ne-am gândit, Cristina și cu mine, să vedem cât de buni suntem în a arăta generația asta formidabilă care bate la ușă pe ecran așa cum este în realitate. Eu cred că asta a fost marea provocare a scenariului și mai apoi a filmului și mai apoi a provocarea actorilor care au jucat. Să fie reconoșibili tinerii care s-ar duce astăzi la cinema, să se recunoască în eroii noștri, să se vadă pe plaja de la Vama Veche, să se recunoască plecând de acasă sau stând la hol la liceu. Ultimul lucru pe care am vrut să-l facem este să facem un film didactic sau manierist sau selfie, nu este nimic din toate astea. A fost un proces foarte lung. Practic am scris 8 scenarii cu Alex Molico, 7 cu Geo Caraman și am rescris 12 drafturi cu Maria Spirache. Eu am primit un scenariu deja scris. A trebuit teoretic să-l rescriu, să-l îmbunătățesc, dar am început cumva de la zero. Am păstrat ideea de 3 adolescente care se duc la mare, dar am adăugat partea de bac. Se duc la mare înainte de bac și de acolo a pornit tot ce avem acum. Am vrut să facem amândouă, și eu și Cristina, un film care să reprezinte generația noastră cum e acum. Mi s-a părut că nu există până acum asta în filmul nostru și cam tot ce există e cumva... tinerii n-au personalitatea pe care noi o avem, parcă i-am pierdut undeva. Și sper că am reușit să o aducem în filmul ăsta, fix așa cum e. La mine a ajuns în etapa de dezvoltare. Bine, era o variantă din cele multe, cred că am ajuns până în final la a 12-a variantă de scenariu. Dar mi-a plăcut faptul că era foarte fresh, foarte tineresc, genul meu de proiect. Are tot, are conflict, conflictul între generații. Și pe mine m-a ajutat treaba asta, că eu fiind cam cu 15 ani mai mare decât ei și în film, dar și eu, Răzvan, cred că sunt într-un conflict cu generația asta. Dar nu-ți imagina că fac urât, știi, adică să fiu, și nici n-aș vrea peste câțiva ani să fiu bătrânul ăla care este afară și ceartă copiii că fac gălăgie la prânz. Așa se distrează ei, n-ai ce să le faci. Numai că ăștia sunt savuroși, știi, adică sunt chiar niște puști... E foarte bine scris scenariul, cred că de aici pleacă oricum. Chiar mi se pare că e un film la care să te uiți, să-ți placă, să te simți bine, să pleci dintr-o sală de cinematograf, happy.